Mă aflu alături de doctor Cezar, doctorul nou conformist. Pasionat de nutriție, sport și psihologie. Psihologia din noi ne spune că începe postul Crăciunului. Un post lung de 40 de zile, da, cum îl abordăm? Asta nu ar trebui să ne întristeze. Ar trebui să ne bucure, da, postul, ne bucure. postul Crăciunului de bucură, că la final vine o naștere. <laughs> cum îl abordăm? Cum abordează omul zilelor noastre, omul recent, cum ar zice Horia Roman Patapievici, cum abordează, Cum ar trebui să abordeze postul Crăciunului? Postul cu, să -aș, aștepte postul cu bucurie, pentru că are ocazia să-și vindece organismul de toate relele de peste an. Cum? Prin, în primul rând, post. Asta înseamnă post negru. Post înseamnă renunțare, așa -i? Să zicem că da. Ce ne sau, recomandă doctorul Sau alte Cezar? oportunități. Să uh, avem o alimentație mai bogată în vegetale, în salate, în leguminoase, avem în multe nuci, conserve, semințe. Avem multe conserve fără conserve. Lucruri Con, conservate, murăturile, murăturile la Murăturile sunt foarte bune. Varza murată. Va, da, varza murată merge și cu carne și cu friptură. Deci nu păi doar asta post. zic, dar merge și în post cu fasole frecate. Merge, merge. Da. Merge dar nu varza e... murată, castraveții merg foarte bine. Dar nu sunt prea mulți carbohidrați. Nu sunt carbohidrați. Pentru cine ce face mișcare? Ce înseamnă pâine cu fasole? Nu carbohidrați. Ba cu... foarte mulți carbohidrați. De aia trebuie să mergem să facem mișcare. Și ce înseamnă mișcare când îi frig afară? Păi exact atunci ardem și mai multe calorii când e frică afară, e mai bine de atât. Un sfat pentru noi sedentari în post ce înseamnă mișcare? Să mergem uh, Sedentarul să nu mai fie sedentar Să să se ridice de la birou Să se, se ridice de la birou de și, și ce se să facă? se plimbe în jurul A, biroului. Nu mă pune, să fiu culturist <laughs> Să alerge pe scări de sus în jos și de jos în sus fără a se gândi la rezultat, la câte proteine, Chiar, la câte calorii o ars. Fără să se gândească la rezultat, pentru că doar mișcarea asta îl face să uite de foame. Deci atunci când ți este foame și te gândești doar la mâncare și ești în post, mai bine te duci și te plimbi un pic, alergi puțin și îți trece foamea. Pentru că sângele nu se mai duce la stomac, atunci se duce la mușchi. Și atunci scade. Aaaa. Statiesc deci cu schepsis toate, cu toate cu sceptic, da. Și postul ăsta îl ținem până în 24 și din 25 avem nevoie, avem voie la orice. Ei, acum în funcție de fiecare, de cât de cât de cumpătat a fost pe parcursul anului. Eu Dacă tot timpul cumpătat. Dacă n-a fost cumpătat, a... atunci ai... e voie, dar mai cu milă. Mai cu milă.